Mama, ai ceva de cap? Câte tablouri ai dictat? Zero. Aha, și e vina mea. N-am nicio problemă. Dar nu ți-ai rădut o grămadă de reviste de specialitate? Nu pot! Eu nu pot să dictez numai reviste ca tâmpiții! Nu pot! Vino măcar cu mine și cu Lazarovici să vezi proprietate. Nu! Într-o zi o să fie proprietatea ta. Dar nu-i mai zic proprietate. Lazarovici așa-i spune. Lazarovici e avocat. În limbajul lui se numește proprietate. Și în limbajul tău cum se cheamă? Ovelea. O? Ovelea. Cum spuneați că vă numiți? Bine! Dar nu am spus. Las lucrul. Nu, mulțumesc. Nu am nevoie. Ok. Vreau să stau în picioare. Ok, ok. Ok. Iosef? Și mai cum? Cine era? De la hotel, de la recepție, la nimeni, nu. În ivrit? Ce ivrit? Am auzit că se vorbea ivrit. Nu, no, se vorbea. I-au făcut bypass la inima, nu la urechi. Prima vizită la Brașovia? Da! Desigur, nu ne cunoaștem, dar pentru mine, clienții mei, mai ales supraviețuitori, ca și a doua generație, reprezintă, cum am spus, mai mult decât familie. Ea e Ela, relax, este model. Dragul meu, mi-am înțeles la București, de oră, în zloț. Așa că fii drăguț, da? Dar nu-i dai nici un bar minus. Ne-am înțeles? Era Ete Iosef, moi sân, ghederul șef. Iosef, hudoșnic. Așa, ți-am adus și bine prăjită să nu mai pierzi vremea la restaurant. Hai, te rog să bei cafea, beau, că timpul trece și timpul e bani. De ce faci asta? Ce fac asta? Tot timpul faci așa. Ce fac așa? Faci lucrul fără să mă întrebi. Ce? Mă iei prin surprindere. Te iau prin cum? Tot timpul. Te iau prin surprindere? Tu, în schimb, nu mă surprinzi pe mine niciodată. Nu v-am așteptat să mulțumești și nu mi-ai mulțumit. În câte luni ești? În câte luni? De sarcină, câte luni? Ce sarcină? Sarcină de gravidie. Câte luni ai fugărit până la Brașovia? Dar pe cine fugăresc eu? Pe Iosef? Nu. Pune-te pe rugăciun Lazarovici, că dacă ajunge în Israel, te dau judecată, Lazarovici, pentru fals și înșelăciune. Și pentru că mi-ai pus viața în pericol la o săptămână după operația de bypass, te dau judecată, Lazarovici. Pentru cruzime psihologică, pentru că m-ai târât în orașul ăsta de troglodiți și de nazești la 50 de ani după Hitler. Bune!